Sărbătoarea portului popular Vâlcean a ajuns la cea de-a șasea ediție. Evenimentul se va desfășura la Muzeul Satului Vâlcean de la Bujoreni și va include expoziții, activități cultural-artistice și ateliere menite să reînvie tradițiile românești, să ofere informații, experiențe și promovare pentru ei a românească. Acțiunea are loc în cadrul proiectului Acasă la Origini al Asociației La Blues Roman, IA, proiect prin care a fost demarată încă din 2020 și o acțiune de cartografiere a portului popular Vâlcean. Cu ajutorul colecționarilor de ei din județ, fiind incluse până acum colecții din 10 localități pe această hartă virtuală a costumelor populare vâlcene. Evenimentul acasă la origini va avea loc sâmbătă 25 iunie de ziua universală a IEI la Muzeul Satului Vâlcean. Este un proiect mărturie despre apartenența noastră la o familie, un neam și o cultură tradițională Extrem de bogată și variată, au precizat reprezentanții Fundației Comunitare Vâlcea, coordonatorul din județ al proiectului Acasă la Origini. Sărbătoarea ei de la muzeul satului Vâlcean va începe la ora 10, activitățile urmând să se desfășoare pe parcursul a 5 ore. Organizatori sunt Univers, I cu sute manual, Asociația Mămici din Vâlcea, Muzeul Satului Bujoreni și Fundația Comunitară Vâlcea. Iubitorii portului și tradițiilor românești sunt așteptați îmbrăcați în costum tradițional, IE, cămașă tradițională sau un articol vestimentar prin care promovează portul popular românesc pentru a participa la o celebrare a bucuriei frumosului artei, obiceiurilor și valorilor identitare românești. Activitățile, ținutele și atmosfera vor fi surprinse ca în fiecare an, în fotografii minunate, evenimentul reunind pasionații de fotografie și profesioniștii în arta fotografică au transmis organizatorii.